Inițiatorul proiectului este Centrul Regional de Formare Profesională pentru Adulți Teleorman, iar filiala din Mehedinți este partener. 180 de persoane de pe piața muncii din regiunea sud-vest Oltenia se vor califica sau recalifica în diferite meserii. Vor fi chestionare pe care o să le completați privind modul de desfășurare al cursului. Este important să ne ajutați și pe noi, spunându-ne întrebările dumneavoastră sau cum vreți să se desfășoare. Este bine să scrieți și să aveți prezentări grafice, este bine să aveți module. În fiecare județ din regiune, Vâlcea, Gorj, Dolj, Mehedin și Olt, noi vom realiza 13 programe de formare profesională. Rolul meu este să pregătesc cei 14 cursanți. Cursul se extinde pe o perioadă de 4-5 luni de zile, cu un număr de 720 de ore. Pentru început, 14 angajați ai termocentralei Romac Termo au început cursurile de calificare. Diplomele pe care le vor primi le vor fi de mare folos și vor atesta cunoștințele lor de instalatori. Să ne ajute în viitor, să avem o calificare nouă care pe viitor ne poate ajuta. Noastră ce calificare vreți să obțineți? Instalator, instalații sanitare și gaze, care va fi recunoscută și în Uniunea Europeană. Proiectul derulat urmărește promovarea beneficiilor formării profesionale, dar și dobândirea unei calificări inițiale.